Bună, frumoasele mele, la mulți ani pentru 2017, vă doresc un an minunat împreună cu oricine vă face pe voi fericite. Nu mi-am pornit toate lămpile, pentru că va fi un clip stil vlog și vă arăt cum fac curățenie la machiaje. Asta oricum e rezultatul de după, bineînțeles, pentru că deja am filmat astăzi câteva clipuri și voiam să-mi cer scuze față de voi, n-am mai publicat de ceva timp clipuri, de-abia acum încep, știu că toată lumea deja a publicat o tonă de clipuri, dar asta este, mersi că ați fost alături de mine și da, au fost, adică am avut o mică vacanță, apoi am avut niște probleme, apoi n-am avut timp, apoi tot așa. Însă de acum încolo am să reintru în rutină și sper să vă placă și clipurile de anul acesta. Am foarte, foarte, foarte multe idei și sper să le pun în practic astfel încât să fie niște clipuri de calitate, să vă placă și să-mi placă și mie, bineînțeles. Da, și sper să reușesc. Dacă vreți să vedeți curățenia, urmăriți în continuare. Vă pup! Pa, pa! Bun, începem curățenia de primăvară și ghiciți cine tronează în mijlocul camerei. Ați ghicit. Coco! Bun, acum, fără glumă, ea s-a pus direct în mijlocul covorului, pe gene. Cum vede o bucată de hârtie, cum se declară stăpână. Oricum, e o dulceață și trebuie să fac o poză acolo, singură s-a pus. Și vreau să șterg foarte bine tot praful de pe măsuță și să rearanjez lucrurile pentru că nu prea îmi plăceau cum arătau înainte. Să-mi schimb decorul de iarnă, să punem ceva mai vesel și am să-mi și selectez produsele pe care nu le mai folosesc sau au expirat ca să le arunc la gunoi. Și mi-am pregătit și ustensilele de șters. Cred că va fi ceva foarte lung și greu. Dar oricum, hai să trecem la treabă. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Ok, aici aveam corectoarele și luminatoarele sau așa ceva. Și aici aveam niște accesorii. Iar acum am să introduc paletele astea mici. Too Faced, The Body Shop, Giordani Gold, Urban Decay, NARS și The One. Pentru că altfel nu le folosesc, de obicei le țineam aici în spate și nu mă atingeam de ele pentru că luam cele mari la... le puneam pe alea mari la înaintare și mai am încă câteva mici aici pe care vreau să le folosesc și pe astea și asta de la Kat Von D, pentru că altfel uit de ele și bineînțeles Coco s-a mutat pe palete. Astea de la Anastasia de carton sunt super. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. We'll go.
să trecem la fonduri de ten și am aici cutia asta plină de fonduri de ten, BB cream și așa mai departe. Și am aici încă câteva fonduri de ten și baze de machiaj. Coco inspectează. Și ăsta era sertarul cu produse noi, dacă mai țineți minte. Dar mi este mult mai la îndemână să îmi pun aici toate fondurile de ten. Așa că asta voi face acum. Bun, până la urmă m-am răzgândit și le-am întors, pentru că altfel nu încăpeau cum îmi doream eu să încapă. Și dacă nu voi scăpa trepiedul ăsta, am să vă arăt că e full până în spate. Dar acolo sunt produse noi și aici sunt produse desfăcute pe care le folosesc cel mai des. Am introdus și câteva primere pentru că sunt mai mari și nu-mi încap acolo. Filmat, însă am aranjat aici pudrele și am eliminat de aici 4 pe care am să le pun la block sale și restul sunt aici. Aici partea asta e toată Anastasia și aici sunt în rest chestii amestecate de la toate brandurile. Bun, mai avansăm puțin. Mi-am aranjat în recipientul ăsta de la IKEA toate genele pe care le am și pe care le folosesc pe mine. Iar aici am pus în cutia de fond de ten toate spray-urile faciale, niște dischete de machiante, o apă micelară pe care o folosesc. Și aici am în această punguță de la Melchior toți bureței pe care îi folosesc. Să știți că ăștia de la Oriflame îmi plac cel mai mult. Arată așa, triunghiular. Ăștia sunt acceptabili, dar aceștia rotunzi, ăștia nu-mi plac deloc, nu sunt utilizabili. Și trebuie să văd unde voi pune aceste BB cream-uri și CC cream-uri. Da, trebuie să văd unde și să vă și povestesc despre ele, pentru că nu v-am zis nimic. Până acum ăsta nu prea-mi place, nici ăsta, trebuie să văd astea. Bun, am aranjat până la urmă și sertarele care vor veni acolo. Așa, Copa se joacă pe jos cu ceva. Și să vă zic ce am făcut. Mi-am făcut un sertar doar cu produse pentru sprâncene, pentru că s-au adunat destul de multe și nu mai vreau să le țin împrăștiate. Și atunci aici le țin pe absolut toate. Aici e sertarul doar cu rujuri Anastasia. Aici sunt tot felul de rujuri lichide. Aici mi-am făcut un sertar doar cu aceste farduri și pigmenți de la Oriflame, pentru că sunt foarte mulți și vreau să fie organizați. Și am mai încăput loc și pentru fardurile acestea de la NARS. Iar aici mi-am pus cei mai frumoși pigmenți pe care îi am și am vrut să fie într-un sertar, pentru că ceilalți, pe ceilalți i-am pus aici în aceste gentuțe de la La Roche-Posay și mai am încă una, cred că e de la IKEA, chestia asta albă. Și aici îmi țin restul pigmenților. Și așa sunt și protejați, nici nu se varsă, nici nu împătează covorul alb.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on am terminat, este curat peste tot și așa arată partea de sus, partea superioară, e mult mai organizat și în partea asta. Aici mi-am păstrat un singur recipient plin cu farduri de la Pupa doar și îngerașul, pentru că știți că plac foarte mult îngerașii. Aici ați văzut, aici mi-am pus doar niște accesorii. Și am uitat să vă arăt că mi-am aranjat și pensulele, creioanele, toate sunt după branduri sau după tipuri. Și mi-e mult mai ușor să le folosesc și să le disting astfel. Atunci, aici palete, spray-uri de față și bureței, gene, pigmenti. Atunci, aici niște extra rujuri, bureței, ca să nu se pună praful pe ei, pensule pentru machiaj și aici toate sunt niște produse extra pentru proiecte viitoare și produse de dezinfectat. Aici am niște mostre, am uitat să vi le arăt. Atunci asta va fi sertarul cu produse de față, mi-e mult mai ok așa, i-am pus lui Coco o fundiță, nu-i prea încântată, Coco! Și aici produsele pentru față, dar pudră. Mi-am zgâriat. Ok. Și atunci, ăsta a fost clipul, frumoasele mele, sper că v-a plăcut. Și până data viitoare fiți frumoase. Vă pup. Pa, pa.